Dar nu e vorba aici despre exit. Că dacă era vorba doar despre exit, era simplu. Este vorba de un mod de a reconstrui Uniunea Europeană și de a face, a pune pe masă alte tipuri de politici, pentru că o bună parte dintre politicile Bruxelles în acest moment sunt rejectate de cetățenii europeni. Deci, dincolo de a judeca persoana ca atare, câte defecte are, sau partidul pe care reprezintă, ce lucruri teribile spun, cred că trebuie să ne învățăm să ne uităm puțin la politicile pe care electoratul le-a respins din start când votează asemenea partide. Foarte mulți oameni, probabil în spațiul occidental, votează acești oameni ținându-se de nas. Sau poate că votează acești oameni neplăcându-le tot discursul lor. Sau votează acești oameni neasumându-și toate politicile pe care le livrează aceste tipuri de politicieni. Sau acești politicieni care nu sunt de mainstream. Dar ajung la exasperare, nu mai au încotro și singura lor capacitate sau posibilitatea de a pune presiune pe mainstream este votul pentru aceste partide. Deci, la lucrurile acestea, dacă noi să considerăm de fiecare dată sau să ignorăm ostentativ rădăcinile, resorturile unui asemenea tip de comportament în spațiul european, vom rata orice discuție serioasă, pentru că ne vom duce la efecte, nu ne vom duce la cauze. Trebuie să înțelegem foarte clar că europeni în acest moment nu mai vor migranți, chiar dacă asta contrazice flagrant cu teoriile inițiale ale pro-europenilor sau unii europene care nu vrea să se transforme în cetatea închisă sau asediată, care ar fi fost chipul de statul național. Una dintre ideile de bază a Uniunii Europene este că niciodată nu trebuie să devină statul național, care era o entitate considerată mereu în apărare, mereu sub asediu străinilor, așa zicând. Ei, iată că Uniunea Europeană a devenit așa ceva, dar la o scară mai mare. Însă asta e o realitate de fapt, e o realitate sociologică. Noi trebuie să înțelegem că cetățeanul european, într-o mare măsură, gândește așa. Soluția nu este să acuzi liderii care exprimă asemenea idei, ci eventual să schimbi politici. Iar dacă nu schimbi aceste politici, atunci trebuie să-ți asumi că Uniunea Europeană va merge sau va arăta în așa fel, că Parlamentul European va arăta așa cum va arăta. Sigur, estimările spun acum că o treime de vot se va duce spre aceste tipuri de partide. Să vedem însă ce va urma. Deocamdată nu știm, asta și apropo de comentariul noastră, legat de viitoare familie europene, cum se vor așeza, cum se vor amenaja. Dacă aceste partide vor primi scururi mari, sigur că inclusiv conștiința lor de sine și forța lor politică va fi din ce în ce mai semnificativă. Numărul pe care de parlamentari pe care îl vor trimite în Parlamentul European le vor da o putere de negociere mai mare. Și nu se știe ce corpuri, ce grupări noi o să apară, ce grupări noi o să se coaguleze, lucruri care până acum nu s-au întâmplat foarte limpede, dar când ai o axă din asta importantă, state ca Germania, Olanda, Franța, iertați-mă, Italia, într-o oarecare măsură, probabil și Vox-ul își va reveni, apropo de mai micul succes pe care l-a reportat la alegerile interne, alegerile naționale, atunci ai o grupare de, iertați-mă, cele mai importante state europene. De obicei, aceste state performează mai bine. Aceste partide de protest performează mai bine în alegerile europarlamentare decât în alegerile naționale. Și atunci, la europarlamentare, s-ar putea să avem un scor care, sigur că, va pune o presiune sau va transmite un mesaj politic către Bruxelles, care nu va fi, poate, cel pe care mulți doresc să-l asculte. Dar așa arată Europa în acest moment. O Europa care astăzi, din păcate, are foarte puține proiecte pozitive, nu ne poate spune ce va face cu adevărat, în modul în care ea va conta ca actor strategic la nivel global sau economic, dar deocamdată livrează de la nivel oficial mai degrabă discursuri negative. Asta nu trebuie făcut, asta este rău, asta este greșit, așa ceva nu trebuie să facem. Dar nu poți să faci politică doar prin negativitate, trebuie la un moment dat să fii capabil să livrezi și un proiect pozitiv. Singurul proiect, așa zicând pozitiv, este mesajul doamnei von der Leyen, care a spus în discursul privind starea națiunii, de fapt starea Uniunii Europene, că nu e vorba de națiune acolo, că în 2030 soluțiile Uniunii Europene la crizele actuale, că e vorba de Ucraina, că e vorba de alte crize, este extinderea și vom avea în 2030 un pachet de vreo 10 state care vor primi ceva. Fie integrare europeană, fie statut de state asociate, fie... E deocamdată singurul proiect pozitiv pe care l-am auzit cu adevărat, însă e prea frumos, din punctul meu de vedere cel puțin, să fie adevărat, în sensul în care atunci când vorbești de așa de multe state pe care le vrei să le integrezi până în 2030, e un pic cam mult, utopic și prea politic.
niciunul dintre politicienii care vorbesc astăzi despre Europa completă în 2030, cu încă vreo 10 state apropiate sau intrate, nu va mai fi la putere în 2030, deci își permit să facă orice declarație, dar, repet, e un pic aproape periculos. Pentru că atunci când îți asumi un număr foarte mare de state, s-ar putea ca în realitate să nu poți să faci mare lucru pe termen. Și spuneați